Știți care este cel mai important criteriu de care trebuie să ținem cont atunci când ne alegem bijuteriile? În primul rând, ar trebui să ne raportăm la culoarea pielii și să optăm pentru metalul care ni se potrivește. Colega mea, Georgiana Mihăilă, a mers la un consultant de imagine și a descoperit răspunsul. Iată cum facem alegerile potrivite. Există o metodă științifică de determinare a selecției ideale pentru fiecare persoană în parte, se numește test de culoare și se bazează pe identificarea subtonului pielii. Astfel noi putem să vedem cu ce variantă îți stă ție mai bine. În fond, totul ține de subtonul pielii noastre, fie că vorbim despre haine, bijuterii, machiaj sau păr. El ne arată care sunt culorile care ne avantajează și care ne pun frumos în evidență. Există multe variante prin care îți poți determina subtonul pielii, dar cea mai sigură este cea cu ajutorul consultantului de imagine. Și există mai multe tipuri de metale, da? Nu doar acest argintiu, există și un argintiu mult mai strălucitor. Acesta cred că e prea strălucitor pentru mine, nu? Da. Și cu siguranță auriul acesta este foarte, foarte strălucitor, mult mai strălucitor decât ar trebui să porți. Bijuteriile pot transforma orice ținută, fie să o facă absolut extraordinară, fie să o distrugă. Pentru femeile care au pielea deschisă și părul deschis la culoare, cum ai și tu ochii verzi sau ochii albaștri, se va potrivi foarte bine nuanța de roz gold, nuanța de argintiu foarte discret și auriul foarte, foarte deschis. Nu acel auriu galben. Am notat pentru tipologia mea, dar acum aș vrea să vorbim despre tipologia ta, piele deschisă și păr închis. Când ai pielea deschisă la culoare și părul închis la culoare, se creează un contrast între trăsături care susține foarte bine metalele lucioase, adică auriul foarte strălucitor și argintiul foarte strălucitor. Femeile definite de culori medii sunt în avantaj, întrucât li se potrivesc majoritatea bijuteriilor. Sunt tipologii foarte sofisticate, foarte delicate și foarte complicate ca asortare. Ele pot purta din toate câte puțin, dar pentru ele contează foarte mult cu ce tip de haine asortează bijuteria. Și atunci dacă poartă culori mai închise, ar putea să poarte o bijuterie mai deschisă și invers. Mărimea bijuteriilor alege-o în funcție de domeniul de activitate. Un stil de viață dinamic și un job activ care implică multe activități și deplasări necesită bijuterii discrete, acele bijuterii care să nu te încurce. Pe de altă parte, dacă activitățile tale presupun muncă de birou, te poți orienta către bijuterii mai mari, coliere, cercei și inele de tip statement care completează cu succes ținutele office. Pentru un stil glam sau un stil foarte epatant, desigur că persoanele cu pielea măzinie ar putea să opteze pentru auriu. Desigur, dacă ne gândim la faptul că au pielea închisă și dacă sunt mai ales brunete cu ochii căprui, va arăta foarte bine cupru sau bronz, la fel cum va arăta bine argintiul închis și în special dacă vrei să fii o prezență elegantă, discretă și ai această tipologie cu toate culorile mai închise, se va potrivi argintiul. Ține cont și de culoarea părului în alegerea bijuteriilor. De exemplu, foarte bine în completarea părului blond vin bijuteriile cu pietre prețioase deschise, precum diamantele albastre sau safirele. Pentru părul brunet, merge în direcția bijuteriilor cu pietre prețioase în contrast, precum rubinele sau diamantele incolore. Dacă părul tău este unul roșcat, optează pentru bijuterii cu smaralde sau safire, iar la părul șaten, variantele sunt numeroase.